Președintele Klaus Iohannis a arătat nemulțumit de situația pistelor de biciclete din România, despre care a spus că sunt prea puține, iar acelea care există nu sunt construite corespunzător și nu încurajează acest tip de transport nepoluant. Este astăzi ziua bicicletei și, în mod natural, am venit aici pe bicicletă. De foarte multe ori dai de piste care sunt făcute aparent pentru bicicliști, dar se merge foarte greu pe ele. Trebuie să dăm orașele înapoi oamenilor. Nu toată lumea vrea să meargă cu mașina și nu toată lumea vrea să petreacă ore și ore zilnic în ambuteiaje. Pentru asta trebuie să și facem ceva. Este nevoie de planuri, de strategii și este nevoie să le punem în practică. Nemulțumiți sunt și bicicliștii care ar renunța la mașini dacă ar avea piste decente. Obișnuiți să mergeți pe bicicletă? Da. Vă place acest lucru? Da, da. Este foarte sănătos? Foarte sănătos. Ați încurajat și alți oameni? Bineînțeles. Dacă am avea și pe unde să ne plimbăm, probabil că asta îmi face zilnic. N-am folosit mașinile. Cu toate acestea, autoritățile locale încurajează mersul cu acest mijloc de transport și spun că lucrează la un proiect care vizează mai multe astfel de piste pentru bicicliști. Astăzi, de Ziua Internațională a Bicicletei, merită spus că în urma proiectelor europene ce vor demara în scurt timp, vom avea noi piste de biciclete, un total de 7 km pe tronsonul între Gara CFR și stațiunea Mamaia, încă 3 km pe tronsonul format din arterele 1 Mai și șoseaua Mangaliei, crescând astfel numărul total de piste de biciclete la nivelul orașului Constanța, undeva la aproape 25 de kilometri. Nici în restul țării situația pare că nu este diferită. Acest bărbat a venit în vacanță la mare tocmai de la Reghin și spune că ar merge mai des pe două roți dacă și șoferii ar fi mai atenți în trafic. Noi suntem din Reghin. În Reghin nu avem piste de biciclete. Singurul unde am văzut e în Clujul, care are foarte ok pistele de bicicletă. Și în trafic iar și foarte greu să umbli cu bicicleta între atâtea mașini dacă nu ai pistă pentru bicicletă. Și medicii încurajează mersul pe bicicletă, dar nu pe cea electrică. Trotineta electrică nu este eficientă la faptul că nu dezvoltă circulația sanguină. Noi avem această circulație de care avem nevoie să îmbunătățim calitatea și bicicleta intervine tocmai în sensul sedentarismului. Cobor din mașină, îmi iau trotineta, tot sedentar sunt. Nu fac mișcarea necesară și trebuie să ținem un lucru, că avem două circulații sanguine, circulația mică și circulația mare, care sunt frați de cruce și noi acest lucru trebuie să completăm, nu cu trotineta. Bicicleta ajută mai mult din punctul ăsta de vedere, dar pot să spun că de fapt cel ce ajută cel mai mult și ca eficiență este mersul pe jos. Ziua Mondială a Bicicletei, un mijloc de transport vechi de două secole, simplu și ecologic, a fost instituită în aprilie 2018 de ONU la inițiativa unui sociolog american. La sfârșitul anului trecut, ziua de 3 iunie a devenit oficială Zi Națională a Bicicletei, după o lege inițiată de mai mulți parlamentari. La nivel mondial sunt în jur de 2 miliarde de biciclete, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din populația planetei știe să folosească acest mijloc de transport.